Dan Cruceru. Salutare, dragilor. Bine, bine am regăsit. Cum e la voi în familie? La cine noi? Este bad cap, good cap? O Silvie genul, hai să ne așezăm. Hai să-i spui lui tati încă o dată. Și cum s-a simțit? Și a fost... Psiholog? Și mami vine, dacă nu spui toate lucrurile acum în cutie, ai grijă. Și după aia încercăm, pentru că el ascultă multe podcasturi și e un podcasturile astea le strică, nu? Și învață și lucrează cu el și așa mai departe. Deci suntem diferiți astăzi. Bun, suntem diferiți și suntem diferiți și în ceea ce privește creșterea copilului. Sunt trei stiluri parentale. Răspundeți-vă la întrebarea asta. Ce fel de părinte ești, da? Da. Stilurile parentale sunt următoarele. Autoritar, permisiv și echilibrat. Eu am crezut foarte mult timp până să învăț mai multe că sunt echilibrat. Nu sunt. Hai și să vă arăt detaliile. Cum ești? Între timp sunt echilibrat, dar la vremea respectivă când mă credeam autoritar. Echilibrat, alternam foarte des între autoritar și permisiv. De ce? Pentru că, pe de o parte, lăsam copilul să facă ce vrea și când nu se mai putea, devenam autoritar. De exemplu, cu tableta. Lăsam copilul, da, mai voiați 10 minute, mai nu știu ce, mai nu știu ce. Și în momentul în care chiar trebuia să se culce, luam tableta și ieșea cu tantrumuri, da? Bun. Problema este că și acasă se întâmplă chestia asta. Nu, nu este bine. Trebuie să căutăm zona de echilibru. Se întâmplă ca părinții să gândească diferiți. Unul să fie autoritar, bad cap, cum spuneam, și anume, este cel care pune piciorul în prag, care ia decizii pentru copil și nu lasă copilul să ia nicio decizie. Îi spune mereu ce are de făcut. Este, dacă vreți, șoferul unei mașini care își ține copilul mereu în spate, indiferent cât a crescut. De partea cealaltă, părintele permisiv este teoretic good cap, fără limite, copilul face ce vrea. Este părintele care ia volanul și, indiferent de vârsta copilului, îl pune copilului în mână. Da? Nu e bine nici așa, nici așa. Nu e bine nici așa, pentru că aici, pe de o parte, avem zero independență, dincoace avem infinit independență, da? Ei, și gândiți-vă foarte clar în povestea asta, good cap, bad cap, pe cine va asculta copilul? Ce va înțelege copilul? Da? Unde se duce? Ce va alege și cum va fi ca adult? Că noi la asta trebuie să ne gândim încă de când copilul este mic. Cum va fi copilul nostru la 30 de ani, să zicem? Și hai să vă arăt. La nivel de urmări, un copil crescut mai degrabă într-un stil autoritar va duce la extreme, da? Va fi copilul rebel. În momentul în care va scăpa de acasă, va căuta pentru mulți ani să facă fix opusul a ceea ce se întâmpla. Să compenseze și să simtă să libertatea, nu? Pe care exact. N-a avut-o. Pe de altă parte, copilul cu la fel crescut autoritar poate deveni copilul obedient, cu capul plecat, care nu va îndrăzni să facă lucruri pentru că n-a fost lăsat să facă lucruri, da? Și va fi tot timpul copilul yes man, da? Fără inițiativă, fără dorința de a fi lider vreo secundă. De partea cealaltă, copilul crescut mai degrabă într-un stil permisiv va fi copilul care crede că totul îi se cuvine. Va fi copilul egocentric. Da. Pentru care părerea celorlalți nu contează, pentru care toți ceilalți sunt mai degrabă niște unelte. Dar problema cea mai mare este, da, suferă copilul, dar în același timp, când avem stiluri parentale diferite între soț și soție, cel mai important este că suferă relația dintre părinți. Da? Ajungem într-un conflict, într-o bătălie de putere între soț și soață, între parteneri. Care are dreptate. Care are dreptate. Care știe să educe cel mai bine. Da? Da? Și apar niște certuri între noi și uităm că un copil fericit are nevoie de părinți fericiți. Nu există copil fericit fără părinți fericiți. Păi și cum facem să ne readucem noi părinții? Hai copilul să vedem. Am înțeles. Să lăsăm copilul că el o să învețe. Să vedem. Dar noi părinții, cum să ne echilibrăm noi între noi? Eu cu... Păi, cu șurubel. Tu cu șurubel. Uite ce face. Doamne, ferește să vreodată în istoria universului, dacă s-ar putea să tune și să fuge. Hai, că vorbeam ceva important. Bun. Hai să înțelegem ce înseamnă părintele echilibrat și după aia cum putem ajunge la asta. Așa. Părintele echilibrat impune reguli și limite. Atenție! Nu înseamnă zero limite. Părintele echilibrat impune reguli și limite, dar cu blândețe. Practic, eu mă gândesc să-i pun copilului volanul în mână, dar de-abia după ce l-am învățat cum să meargă prin viață. Practic, cum îi spune tu lui Tomie, îi spune, dacă nu te ridici,
acum. Și îți iei jucăriile toate și te duci la tine în pătuți. Așa. Lasă vezi ce mânca, nițel, jar. Aia este pedeapsă. Consecințele sunt altfel, da. Vă povestesc. Părintele echilibrat acceptă emoțiile grele. Acceptă faptul că uneori copilul poate avea o criză. Dar nu comportamentele negative și caută să le gestioneze și să le prevină după aia. Da? Fără pedepse, ci cu empatie, fermitate și căldură. E greu. De aceea nu sunt mulți părinți echilibrați. Dar este important să conștientizezi că trebuie să ajungi acolo. Transformă greșeala în oportunitate de învățare. Și aici aș putea vorbi ore în șir despre cum noi sancționăm încă greșeala. Deși greșeala este fix momentul perfect ca să ajuți copilul să învețe ceva. Mm-hmm. Gândiți-vă mult la chestia. Cum ajungem la părintele echilibrat și cum ajungem ca noi, soții, să gândim la fel? E bine, în primul rând, să ținem cont de faptul că avem același scop. Să ne educăm copilul, astfel încât la 30 de ani să fie un adult care stă bine cu el. Da? Pe picioarele lui și care este împăcat cu el și este echilibrat. Bun. În primul rând, nu reproșăm adultului de lângă noi, partenerului, că el greșește. Nu. Ci căutăm noi să venim spre centru. Știi că echilibrul e aici, eu sunt aici și aici. Ei, și mă duc eu mai întâi, astfel încât, prin propriul exemplu, părintele să vadă celălalt, să vadă exact despre că, uite, la mine funcționează. Fă și tu ca mine, prin puterea exemplului. Nu-i place nimănui să fie criticat. Dacă pornim, tu nu faci bine aia. Și așa, și așa, și așa, le știm cu toții. Nu facem decât să-l îndepărtăm pe cel de lângă noi. 2. Front comun cu celălalt părinte. Este foarte important să înțelegem care sunt regulile familiei noastre și le stabilim împreună. Da? Dacă facem ca tine, unde s-ar putea ajunge? Dacă facem ca mine, unde s-ar putea ajunge? Hai să ne întâlnim la punctul de mijloc. Și nu în ultimul rând, zonele de război. Ce nu ne convine nouă, ce vrea celălalt? Hai să ne gândim așa, cu dulciurile, de exemplu. Un părinte spune, n-are nicio problemă, să mănânce cât vrea el. Altul, deloc. Cum ajungem? Un părinte, hai să spunem așa, tata spune să mănânce și mamele în general. Eu nu am vrut să fac o diferență între sexe, pentru că poate alterna. Poate fi o mamă ultra-permisivă și un tată autoritar. Da? Poate fi, gândiți-vă la copilăria noastră, tatăl întotdeauna era autoritar. De cealaltă parte, în ziua de azi, mai degrabă, tatăl a devenit mai relaxat, hai să ne mai jucăm, hai să prietenos. Nu știu ce. Și mama este cea care este mai rigidă. Cum ajungem să eliminăm zonele astea de război? Păi discutând, punându-le pe hârtie. Băi, ce se întâmplă dacă mănâncă dulciuri prea mult? Păi uite, carii, la 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 la. Bun, și atunci, hai să ne ținem de regulile astea. Per total, nu există o pilulă magică prin care să devii părinte echilibrat. Dar există comunicare și părinții, soții, partenerii trebuie să înțeleagă că au făcut un copil și își doresc împreună să-l ducă adultul echilibrat de peste 30 de ani. Cum fac asta? Punând pe masă tot ce le place și ce nu le place. Este simplu dacă stabilești să mergi pe același drum. Mulțumim, Dan. Vă mulțumesc și eu.